Now he opens the tubing. He takes it. Oh. Oh my god! He gives it to me. No! He grabs something. He closes the inhaler, he opens the mouth cap, and then he exhales. Now he is ready to do it. Look at his eyes. În luna mai anul acesta am participat în Turcia la IDF Europe Leadership Camp. Imaginile pe care le-ați văzut la începutul videoului sunt din această tabără la care am luat și eu parte și am avut ocazia să pun pentru prima dată mâna pe această nouă insulină inhalabilă. Kyle Jack era cel care a făcut demonstrația respectivă, el este membru IDF Europe, este nu doar ciclist profesionist, ci și pacient cu diabet de tip 1 și se află în testări pentru această nouă insulină și am avut ocazia să-i pun toate întrebările și toate curiozitățile mele legate de acest subiect. Prin urmare, fac acest research de aproape 3 luni și m-am documentat foarte bine și sper că acest video să răspundă la toate întrebările și curiozitățile legate de această nouă tehnologie. Aici aș vrea să fac o mică paranteză și anume motivul pentru care noi, în calitate de reprezentanți ai asociațiilor de pacienți, călătorim și participăm la tot felul de evenimente și summit-uri din domeniul medical este tocmai pentru a face acest research și a vă furniza vouă, celor care ne urmăriți, informații de calitate, pentru că de aceea mă vedeți că mereu sunt pe drumuri și mereu mă implic în campanii de educare și în tot felul de proiecte de genul ăsta, pentru că vreau să accesez informații din surse sigure, să mă asigur că la voi ajung cele mai bune și corecte informații. Iată, acest video este documentat cu mare responsabilitate și vă dau cuvântul meu de onoare că informațiile sunt din cele mai bune surse. Revenind la subiectul nostru inițial, iată, insulina inhalabilă, ce o mai fi și asta, cât costă, unde se află, funcționează cu adevărat, sunt doar câteva întrebări la care voi răspunde pe parcursul acestui video. Dacă nu vă place să urmăriți forma video, vă invit pe blog pentru că aveți conținutul acestui videoclip în scris și în imagine, așa că aruncați o privire în căsuța de descriere pentru că acolo aveți informații suplimentare. Într-adevăr, este ultima descoperire în domeniul diabetului, insulina care se administrează prin inhalare și este destinată persoanelor care au nu doar diabet de tip 1, dar și diabet de tip 2. Din păcate, ea încă nu este pe piață, încă se află în testări, dar există mulți pacienți care iau parte la acest studiu. Prin urmare, am avut și ocazia să-l cunosc pe Kyle, care mi-a răspuns la toate întrebările și la toate curiozitățile legate de această nouă insulină. I-am și adresat multe din curiozitățile mele, care cred că sunt și curiozitățile voastre, și ne-a și făcut o demonstrație. Am spus-o și o repet, vreau să le testez pe toate în domeniul diabetului și în domeniul în care activez. Vreau să încerc tot ce este posibil și încerc să fac mereu conținut care să vă țină pe voi la curent cu noile tehnologii. De ce nu să vă aduc așa o abordare nouă și un suflu mai inovativ când vine vorba de educație medicală și tot ce ține de diabet. Așa că sper că le găsiți utile toate videoclipurile pe care le fac, dar să știți că pe internet circulă foarte multe știri false și foarte mulți impostori care de obicei mai mult dezinformează decât să ajute oamenii să înțeleagă. Așa că mereu pun accentul pe fiți atenți, fiți vigilenți de unde vă luați informațiile și nu cădeți pradă acelor impostori care propagă așa niște informații absolut aberante, pentru că în momentul în care eu am postat pe Facebook un anunț că vreau să postez ceva legat de acest subiect, au venit zeci de mesaje de la voi cu alte link-uri și alte zvonuri care circulau în jurul insulinei inhalabile și efectiv a fost...
m-am crucit la câte informații super eronate circulă, așa că vă rog, aveți grijă de unde vă luați informațiile, pe cine citiți, în cine aveți încredere, mereu să aveți spirit critic și să vă luați informațiile din surse sigure. Asociații de pacienți, FADR, IDF Europe, asociațiile internaționale de diabet din lumea întreagă, dacă știți limba engleză foarte bine. Așa că mi-am terminat și disclaimerul legat de responsabilitatea în online. Prin urmare, sunt liniștită în ceea ce privește informațiile pe care le-am colectat și cred că și voi puteți să fiți liniștiți că ceea ce urmează să aflați sunt surse sigure și stați cu mine până la final. Ok, hai să vedem care-i treaba cu această insulină inhalabilă, ce ne promite, ce poate schimba cu adevărat la viața noastră. Această insulină poate fi testată de orice pacient cu diabet, așa că dacă ești curios, poți să o faci și tu, bineînțeles. Trebuie să ai acordul doctorului și să poți înainta o aplicație pe site-ul lor. Îți las chiar aici site-ul să arunci un ochi dacă ești curios să iei parte la studiu sau dacă vrei să afli tu mai multe despre această insulină. Bun, cred că de aici ar fi mai punctual să adresez cele mai frecvent adresate întrebări. Ce este până la urmă această insulină care se inhalează? Se numește Afreza și este prima insulină care se administrează pe cale orală prin inhalare directă în plămâni și care ajută la controlul glicemiei în cazul unei persoane cu diabet de tip 1 sau de tip 2. Ea are o acțiune rapidă, deci nu poate să înlocuiască acțiunea unei insuline lente. Nu se știe încă, dar nu se recomandă persoanelor care fumează sau care au renunțat la fumat în ultimele 6 luni. La fel, nu se știe sigur dacă este sau nu potrivită copiilor, prin urmare nu se recomandă utilizarea de către minori, adică de persoane sub 18 ani. Cine nu poate folosi această insulină? Persoanele care suferă de astm sau de alte boli pulmonare. Dacă ar fi să vorbim despre cauze adverse, aici sunt toate afecțiunile pulmonare. Cine are așa ceva nu se poate atinge de insulină Afreza. Persoanele care utilizează medicamente cu administrare prin inhalare nu au voie să folosească această insulină. La fel, persoanele care au afecțiuni la nivelul ficatului nu pot să folosească această insulină, persoanele care fumează, cum am spus, sau care au renunțat la fumat în ultimele 6 luni nu pot să utilizeze această insulină și femeile însărcinate sau care alăptează. Cum se administrează insulina inhalabilă? Fiecare fiolă conține o cantitate de 4 unități de insulină, ea nu poate fi schimbată, 4, 8 sau 12, din 4 în 4 merge și se inserează fiola în acel suport al inhalatorului. După ce se face inserarea, pur și simplu se inhalează. Are o acțiune de aproximativ o oră jumătate și se administrează chiar înainte de masă. Are efecte negative sau contraindicații? Poate cauza reacții adverse, bineînțeles, mai ales în cazul unor persoane care suferă de astm sau de boli pulmonare. Kyle, cel care era la începutul videoului, testează insulina asta de ceva timp și el personal nu a găsit nimic în neregulă la nivelul plămânilor, se simte foarte bine, a zis că nu a avut reacții adverse. Această insulină deseori poate cauza hipoglicemii, stări de grață, de rău, amețeli. Să știți că lista contraindicațiilor este destul de lungă pentru că vorbim de un subiect care e mai delicat. E o insulină care încă se testează, încă este în studiu, prin urmare multe aspecte încă rămân sub semnul întrebării și al incertitudinii. Pe site-ul lor oficial mereu se atrage atenția că nimic nu se face fără atenta supraveghere a medicului diabetolog și, prin urmare, în cazul în care există cele mai mici reacții adverse, se încetează total testarea studiului cu această insulină. Ce ingrediente conține? Ingredientul activ este insulină umană, iar ingredientul inactiv este cel de aici, nu știu să-l citesc. Întrebarea cea mai des întâlnită cred că este aceasta. Poate sau nu poate insulina inhalabilă să ia locul insulinei injectabile? Nu.
Dacă vorbim de un pacient care are diabet de tip 1, această insulină inhalabilă nu poate să preia și acțiunea insulinei lente, așa că în cazul unui scenariu ideal în care insulina rapidă va fi cumva înlocuită de această insulină inhalabilă, pacientul cu diabet de tip 1 tot va avea nevoie de insulină lentă. Deci, prin urmare, nu va putea lua locul injecțiilor. Dacă este un pacient care are diabet de tip 2, e bine, această insulină poate cumva să preia rolul de sine stătător, în sensul că nu vor mai fi acele injecții cu insulină rapidă. Această insulină inhalabilă poate fi folosită în același timp cu pastilele, dar din nou, încă sunt testări și nu s-a stabilit sigur dacă o persoană cu diabet de tip 2 poate total să renunțe la tratamentul inițial și să rămână 100% pe cel inhalabil. Bun, și până la urmă, dacă nu e atât de sigură și nu ține locul de injecții total și e așa cu jumătăți de măsură, cu ce vine nou sau revoluționar insulina aceasta? Insulina Afreza este unică nu doar prin modul ei de administrare direct în plămâni, ci prin faptul că odată ajunsă în plămâni, în mai puțin de un minut, insulina este deja în sânge, iar acțiunea ei poate să înceapă până la 12 minute. Adică are o acțiune foarte, foarte rapidă. Și, dacă știți sau nu, la ora actuală încă nu este o insulină umană injectabilă care să fie atât de rapidă și să imite atât de bine insulina produsă de celulele beta în mod normal. Așa cumva, insulina aceasta inhalabilă, prin administrarea aceasta, se apropie un pic mai mult de această rapiditate pe care o are în mod normal insulina produsă de pancreas. Cât costă? E un alt subiect destul de interesant la care m-am oprit. Conform site-ului oficial, acolo se spune că această insulină inhalabilă este acoperită în proporție de 70% de asigurările private cu care colaborează în testări, iar pacientul trebuie să intervină din buzunarul lui cu un supliment de $45 pe lună. Din nou, din punctul meu de vedere, sunt cifre total aproximative, nu sunt date exacte, după cum ați văzut, și cred că în ceea ce privește costul, încă e cam prematur să poată fi stabilit. Și ultima întrebare, este sau nu este bună insulina inhalabilă? Personal, nu cred că pot să determin dacă este sau nu bună, văzând și voi câte invariabile sunt în acest studiu și încă nu este accesibilă pe piață, dar vreau să rețineți faptul că un astfel de studiu durează între 5 și 30 de ani câteodată, așa că trebuie mereu să aveți răbdare când aflați despre astfel de studii și să nu vă pierdeți speranța. În același timp, mi se pare că această insulină este dovada vie și clară că lucrurile au evoluat extrem de rapid și frumos și că medicina a avansat și a făcut niște progrese fantastice pe care nu cred că le visam acum 10 ani. Sper totuși că nu te-am dezamăgit cu acest video, pentru că poate sperai să zic că, hei, asta e noua insulină inhalabilă, ne scapă de injecții, în câțiva ani nu mai avem diabet. Din păcate, asta este realitatea. Trebuie să reținem că nu se întâmplă miracole peste noapte. Totuși, vreau să rămâneți cu mintea și inima deschisă, pentru că iată câte progrese avem în jurul nostru și tehnologia și medicina avansează ca să ne fie nou mai bine. În același timp, vă rog din suflet să nu vă luați de mână cu iluziile și să sperați așa orbește că peste noapte vine miracolul care ne scapă de diabet. Cred totuși că miracolul ține de noi, să îl vedem în tot ce ne înconjoară. Este un miracol că avem insulina până la urmă, este un miracol că putem să vedem și să auzim toate lucrurile minunate din jurul nostru care se întâmplă, este un miracol că trăim până la urmă și că ne putem bucura din tot sufletul de viață. Eu asta fac și sper că vă inspir și pe voi zi de zi să luptați cot la cot cu diabetul vostru și să nu vă lăsați niciodată doborâți. Doar asta aș vrea să subliniez, că lucruri frumoase se întâmplă și să aveți răbdare și încredere că nimic nu e întâmplător. Mă opresc aici, vă mulțumesc foarte mult pentru atenția voastră, vă mulțumesc că sunteți cu mine de la începutul acestui demers în online și în fiecare zi mă bucură mesajele și reacțiile pozitive venite de la voi.
Vă pup, aveți grijă de voi și ne vedem data viitoare. Pa, pa!